Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Uite că s-a făcut clasamentul general al celor mai bune orașe europene pentru gurmanți. Atenție mare, în caz că doriți să aveți astfel de experiență. Pe primul loc, cine crezi că e, Cătălin? Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Dinamo e, Dinamo da. MB. Dinamo Atena. E, da, da, da. Atena. Atena este pe primul loc. Atena, da. Dacă vrei să mănânci bine și nu neapărat cantitativ, cât calitativ, te duci la Atena. Am mâncat un suflachi la un colț de stradă, pai de capul meu. N-am fost niciodată în Atena. Am N-ai trecut fost? Da. Prin, dar n-am oprit. Excelent. Sau mă rog, pe lângă. Mi-a plăcut mult acolo. O să ții minte. Locul 2, Belgrad. Belgrad, da, am auzit, n-am fost, am trecut odată sau de două ori prin Serbia, dar știu că mâncarea la Serbie e ceva religie. Și merge. Sofia, capitala vecinilor noștri bulgari, pe locul 3. Am mâncat bine în Bulgaria, de fiecare dată când am fost. Nu știu de ce, când spui Bulgaria, eu mă gândesc doar la all-inclusive, adică la am cantitate, fost și la all-inclusive, da. Localitate. Am fost la all-inclusive, dar am ieșit de acolo, eram la Sozopol și am mâncat de două ori la restaurante. Eu mi-aduc aminte că au făcut o salată cu niște brânză, care pare să fie cel mai simplu lucru din lume. Și asta e pentru gurmanzi? Extraordinar. Dacă roșia e bună, dacă e acel castravete cu un gust da, brânza grasă și mai dai și cu pâine pe acolo, aia nu-ți trebuie altceva. Mai nenorocit. Și un par de vin alb. Nu m-am gândit în viața mea să mă duc la Sofia să mănânc ceva wow. Dar uite că... nici nu mă... Da, salatele alea în care îți pun așa o felie tăiată de brânză deasupra, plus că nu era foarte scump. Adică, și am mai mâncat aici, lângă Vama Veche, știi? Când cobori prima dată în Bulgaria, sunt stațiunile alea. Sunt niște restaurante de scoici acolo. Bine, alea sunt celebre deja, dar nu sunt la Sofia, ca să nu spun sunt așa. La Sofia, da. Bun, urmează Tirana. Ia uite, Tirana. Da, n-am... Valeta, Lisabona și Bratislava, Zagrebul și Bucureștiul, în sfârșit. București este în top 10, ceea ce ne bucură. Sofia, fii atent, Bulgaria se află pe primul loc și în ceea ce privește cafenelele. Și după Sofia e capitala noastră, Bucureștiul și Atena. Deci noi am bătut Atena la capitolul cafenele. Asta ar trebui să te bucurești pe tine foarte mult. Ce e interesant este că studiul ăsta a fost prezentat de site-ul uswitch.com. Bucureștiul, spuneam că este pe locul 10. Și Sofia, uite, se plasează în top 10 în clasamentul ăsta și pentru restaurante cu opțiuni vegetariene. Urmează Praga și Riga. Dacă nici bulgarii nu știu legume, cine să știe legume? Unde crezi că e cea mai ieftină mâncare? La Sofia, bănesc, din Skopje. La Skopje, Belgrad și Bratislava. Da, posibil. Iar unde crezi că e cea mai scump? În București. La Mamaia. Da, măi, Mamaia, fii atent. Am văzut și am și comentat împreună cu tine pe Facebook. O porție de paste 77 de lei, dar nu la Mamaia, în Vamă. În Vamă, da, 77 de lei. Mult, după toate standardele, după toate gusturile, după toate astea, dar știi când e mult și poți să zici că e scump? Când intri. Că dacă nu intri, nu te afectează. Adică poți să tuiți așa de la distanță. Măi, 77 de lei o porție de paste, 2 încolo, 350 găsești... de grame. Stai că mă uit la poza aia. Stai, mă, găsești în străinătate, cum să zic, locuri și mai scumpe de paste. Adică sunt paste, am văzut, la 15 euro, la 20 de euro. Or fi, da, era un camping, din câte înțeleg, din Vamă. Nici măcar era un camping, restaurant. Eu, știi, acum eu nu cred în restaurantul de tip socialist care trebuie să aibă prețuri calculate la salariul mediu din România. Restaurantele sunt de la scumpe până la ieftine. Și problema la restaurant apare când intri. Asta e credința mea. Așa poți să zici, băi, e scump aici. Și eu am văzut niște restaurante vara asta la care m-am uitat din afară și am zis, vă mulțumesc, la revedere. Bine, pățania cu restaurantul am povestit și eu la Positano, dar nu în Vamă. Totuși 77 de lei o porție de paste. Da, mie se pare destul de ce are Vama? Adică ce, Vama nu e frumoasă ca Positano? Nu. Bun, vezi? Pare rău, și atunci, nu. Bun, nu e, dar poate pentru unii e. Dar, cum să zic, vezi, atunci intervine acceptarea, că la restaurant e... E altfel de turism în Vamă. E foarte frumoasă plaja, foarte frumoasă marea, dar nu este atât de comercială cum este o zonă turistică, cum ar fi Positano Amalfi. Acum a devenit. Acum mai e un trend, vizitor. Cătălin, să ridicăm prețurile la nivelul celor de afară. Pentru că dacă tu te duci în calitate de turist într-un city break și plătești 15 euro pe o porție de paste, eu știu, în Italia, de ce n-ai face lucrul ăsta și în România? Așa, dar așa serviciile sunt aceleași, calitatea pastelor e aceeași ca
cele din... Aici intervine discuția. Pizza e la fel de bună sau i-a luat congelat? Ce accepti să primești de 77 de lei pentru paste? Adică sunt în unele locuri unde ție ți se pare normal să dai, în alte locuri nu ți se pare normal să dai. Aici e funcție de ce servicii știi că ai acolo. Serviciile înseamnă calitatea mâncării, calitatea chelnerilor de acolo, modul în care te primesc, locul în care e amplasat restaurantul respectiv, că la restaurant, încă o dată, marele noroc e că nu trebuie să intri, știi? Eu sunt curios ce părere au ascultătorii, da. Dacă lor li se pare ok prețul ăsta de 77 de lei pentru o porție de paste și nu erau cine știe ce fel de paste sau ce cantitate, nu, e... nu vă imaginați că era un platou de la cu paste, erau... Da, așa, dacă întrebi așa, nimănui nu-i se pare ok, că e mult 77 de lei. Poate vom avea surprize, uite, coastă de porc cu cartofi aurii și murături, în bran, 76 de lei. A cât ai vrea să fie o porție de coastă? Atâta ai la București. 600/150/100 grame. Adică coasta are 600, cartofii 150, murăturile 100 de grame. 76 de lei. Da, cam așa am văzut și la București. Deci de între 50 și 70. Hai că nu zic că sunt locuri unde am văzut și mai... Da... Așteptăm mesajele. Așteptăm mesajele, da. Poate da, da. Sunt eu zgârcit de data asta, nu ești nu, tu ăla zgârcitul, cum ești tu zgârcitul cu... Eu mă gândesc și la... La anunț n-ai dat niște bani aici, în restaurante pe care nu-și cu bani. Păi da, vezi ce accepti. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.